Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oituzul a fost vizitat de o delegație franceză, membrii Asociației de Prietenie Română-Franceză Saint-Leu-la-Forêt. Primăria Onești dă 3.000 de lei pentru radierea mașinilor vechi și poluante. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor obține finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Primăria Onești dă 3.000 de lei pentru radierea mașinilor vechi poluante. Peste 140 de cereri deja înregistrate. Grăbiți-vă, numărul este limitat. Programul Rabla Local a generat interesul oneștenilor, iar Primăria Municipiului Onești este pregătită să gestioneze un anumit număr de cereri de casare. În acest sens, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a precizat că Primăria Onești poate soluționa cel mult 300 de cereri de casare. Până în prezent s-au înregistrat 148 de cereri de casare în Onești, ceea ce arată că o parte semnificativă a populației este interesată să beneficieze de această oportunitate de a-și radia din circulație mașinile vechi poluante și de a primi un stimulent financiar în valoare de 3.000 de lei. Programul Rabla Local este o măsură menită să reducă poluarea din zonele urbane și să încurajeze utilizarea mașinilor mai puțin poluante. Programul Rabla Local este o oportunitate pentru cetățenii din Onești care dețin mașini vechi poluante și doresc să le radieze din circulație. Înregistrarea unui număr limitat de cereri de casare de către Primăria Onești arată că există un interes semnificativ din partea populației pentru această măsură. Mai puține rable, mai multe locuri de parcare. În ședința de Consiliu Local voi supune aprobării consilierilor locali un proiect de hotărâre ce vizează cofinanțarea programului Rabla persoane fizice pentru casarea unui număr de 300 de autoturisme cu o vechime mai mare de 15 ani. Până la acest moment, la Primăria Onești au fost înregistrate 148 de cereri, precizează primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor a obținut finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Timp de 5 ani s-a luptat primarul comunei Dofteana Ioan Bujor pentru a obține finanțarea pentru un important proiect de infrastructură, asfaltarea drumurilor afectate de inundații din localitate. Proiectul a fost depus în 2018 la Compania Națională de Investiții, iar cu ajutorul bugetului primăriei, acesta va fi implementat. Proiectul vizează asfaltarea a 10 km de drumuri, care includ strada Băltiș, strada Canton din Bogata, strada Soci din satul Cucuieț, strada Chiscului din satul Larga, strada Osoi din Dofteana și strada Ariniș, Sălcilor, Zorilor și piciorul Calului din Seaca. Aceste străzi au fost afectate de inundații în trecut, ceea ce le-a deteriorat foarte mult și le-a făcut uneori impracticabile. Pe lângă asfaltare, proiectul prevede și consolidarea malurilor cu gabioane pe strada Socilor, pe o lungime de 200 de metri și o înălțime de 6 metri. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea inundațiilor în viitor și vor asigura o circulație sigură și eficientă pe drumurile din zonă. Valoarea totală a proiectului este de peste 100 de miliarde de lei, aproximativ 2 milioane de euro, iar Primăria Dofteana va contribui cu aproximativ 7 miliarde de lei, respectiv 140 de mii de euro din bugetul propriu. Implementarea proiectului a început. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În anul 2022 am început modernizarea străzii Băltiș și nu numai, prin turnarea unui singur strat de asfalt, numit binder, apoi în toamnă și în primăvara aceasta am făcut regola de scurgere a apelor pluviale, iar astăzi am turnat, sau turnăm mai bine zis, ultimul strat de asfalt, numit stratul de uzură, după care ne vom deplasa la celelalte străzi, pe strada Cantonului, tot aici în satul Bogata. De unde bani pentru lucrări? Pentru că sunt foarte multe lucrări în Dofteana și cred că banii sunt aceiași pentru toată lumea, nu? Da. Deci sursa de finanțare pentru acest drum și alte străzi, cum ar fi Cantonului, în afară de Băltiș, cum ar fi Piscului din satul Larga, cum ar fi Spărău Socilor din satul Cucuieț și alte străzi din satul Seaca, am obținut o finanțare de la Compania Națională de Investiții pentru că aceste drumuri în anul 2018 au fost inundate. Și uitați, din anul 2018, din cauza faptului, din birocrația care este în România, tot am făcut proiecte, tot am făcut tot felul de avize și aprobări, până când, uitați, în 2023 se va finaliza
acest proiect care este destul de lung, care vom asfalta peste 16-17 străzi în localitatea noastră. Deci de 5 ani vă chinuiți cu proiectul acesta? Sigur, de 5 ani ne chinuim cu proiectul acesta, pentru că are și pentru consolidarea malurilor, mă refer pe prăul Socilor în Cucuieți, acolo avem pe o înălțime de 6 metri gabioane și pe o lungime de aproximativ 200 de metri. Iar a tergiversat mult, pentru că o trebuie să obținem toate aprobările de la Agenția de Mediu, de la Apele Române și toate celelalte avize necesare, plus de asta, în funcție și de finanțarea care vine de la Compania Națională de Investiții, efectiv aceștia sunt bani de la Uniunea Europeană. Revenim la strada Băltiș, mă uit aici, s-a făcut-o prin proiectantul, probabil a făcut, o rigolă generoasă de preluarea apelor de pe afluenți, de pe pereți. Da, dacă vedeți dumneavoastră, deci strada Băltiș este poziționată de așa natură, aici mai sus e pădurea care aparține ocolului Silvic Târgu Ocna și de pe toți versanții acestea colectează apa pe această rigolă și o conduce în părăul care face legătura dintre părăul Mărului, cum spunem noi, și râul Trotuș. Oamenii spuneau că aici erau mereu probleme din cauza viturilor sau apelor puternice care coboară. Da, drumul în general a fost de fiecare dată impracticabil, întrucât tot aici sunt mai multe sonde de petrol care sunt în extracție la ora actuală. Cei de la petrol cu greutăți mari, cum trec ei pentru rezolvarea situațiilor de la sonde, normal că niciodată drumul nu putea să fie așa cum trebuie și scurgerea apelor erau deteriorate toate șanțurile, de așa natură apele le intra în curțile oamenilor și le străca toată recolta sau în cel mai rău caz le-au intrat și în beciuri și în curțele lor apa. De acum încolo sperăm să nu mai fie niciun fel de probleme de acest fel. Despre buna colaborare a primarului Comunei Dofteana Ioan Bujor cu autoritățile județene aflăm în minutele următoare de la consilierul județean Vasile Budacă. În Dofteana nu se opresc asfaltările, aș putea spune, chiar dacă suntem în săptămâna patimilor, primarul Bujor nu ia pauză pentru a dezvolta această comună. Avem aici o investiție de aproximativ 2 milioane de euro, investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, numai inundațiilor din anul 2018, de câte înțeleg de la domnul primar. Un primar gospodar care le-a promis locuitorilor de aici că va asfalta și iată că se ține de cuvânt. Un primar mai mult decât gospodar, un primar aflat la cel de-al patrulea mandat, care a făcut din comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din județ și, de ce nu, din țară. Este un primar apreciat care a știut să atragă atât fonduri europene, fonduri guvernamentale, cât și să chibzuiască bugetul comunei pe care o păstorește de 4 mandate, așa cum vă spuneam. În calitate de consilier județean, cred că a făcut nenumărate drumuri dumnealui la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean, pentru a obține finanțare pentru diferite proiecte. Și e genul de om care, dacă îl dai afară pe ușă, va intra cu siguranță pe geam până nu-și atinge scopul, nu se lasă. Cu siguranță, domnul primar este un apropiat al președintelui Consiliului Județean. Consiliul Județean și-a îndreptat privirea către această localitate. Chiar în această perioadă se desfășoară un proiect comun, o asociere, prin care se asfaltează un drum în alt sat al acestei comune, în satul Larga. Deci, cu alte cuvinte, domnia sa nu îl ratează nicio linie de finanțare, nicio posibilă sursă de finanțare pentru a, să zicem, îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor comunei. E clar că domnul Bujor accesează tot ceea ce se poate accesa pentru această comună și asta cred că se vede cu ochiul liber. Și un mesaj, pentru că suntem în perioada, să zicem, premergătoare sărbătorilor pascale, cu toții ne pregătim să întâmpinăm, pentru cei care ne urmărește, le transmite. Ținând cont că suntem în perioada sărbătorilor pascale, urez tuturor sărbători binecuvântate, cu liniște sufletească, cu încredere și cu nădejdea că vor veni vremuri mai bune. 17 tineri ai școlii militare de subofițer jandarm Petru Rareș din Fălticeni și-au început cariera de jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău. După o pregătire riguroasă, cei 17 subofițeri și-au primit repartițiile și-au început munca pentru a asigura ordinea și siguranța cetățenilor. Aceștia au avut medii excelente la absolvire, cuprinse între 8,62 și 9,11, ceea ce demonstrează angajamentul și dăruirea lor în ceea ce privește acest domeniu. Din cei 17
11 jandarmi, 3 sunt din județul Bacău, iar restul sunt din județele Suceava, Iași, Neamț și Vaslui. Tinerii jandarmi au fost repartizați la structurile de ordine publică și la cele de pază și protecție instituțională, unde își vor desfășura misiunile cu responsabilitate și profesionalism. În următoarele 6 luni, aceștia vor lucra sub coordonarea unor jandarmi cu experiență, având ocazia să învețe de la cei mai buni să-și perfecționeze abilitățile. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a felicitat tinerii subofițeri pentru efortul depus în timpul școlii și i-a asigurat de tot sprijinul necesar pentru a-și îndeplini cu succes atribuțiile. În același sens, le-a transmis acestora să aibă mereu în vedere interesul și siguranța cetățenilor și să se implice în activitățile comunei. Începutul carierei în jandarmerie este o experiență valoroasă pentru acești tineri, care vor avea oportunitatea să-și dovedească competențele și aptitudinile într-un domeniu care presupune curaj, responsabilitate și devotament față de comunitate. Luni 24 aprilie, Comuna Oituz a fost vizitată de o delegație franceză, membrii ai Asociației de Prietenie Română-Franceză Saint-Leu-la-Forêt. Proiectul inițiat își propune învățarea și consolidarea limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța. Acesta a fost inițiat de Consiliul Județean Bacău și Prefectura Bacău în parteneriat cu Asociația Franceză Amitié Roman Saint-Leu-la-Forêt și și-a propus să-i ajute pe copiii din Comuna Oituz să prindă tainele limbii lui Voltaire și Balzac. Mai multe detalii în minutele următoare. Da, este un eveniment deosebit în Comuna Oituz. Am primit și o invitație de a participa aici la Casa de Cultură. Înțeleg că este o asociație care de 30 de ani desfășoară evenimente în stilul francofon, să spunem, educative, culturale, la noi în România, iar în deosebi în Oituz. Mai nou am înțeles că au evenimente și pe Valea Zeletinului. Este foarte important ca schimbul de experiență pe domeniul cultural, educațional, chiar și economic să se desfășoare între cele două țări francofone. Pentru Comuna Oituz este un câștig extraordinar. Primăria se ocupă îndeaproape de aceste evenimente, de a organiza, de a aduce un plus valoare educației locale prin experiența și prin dăruirea pe care o au delegația, cel puțin venită astăzi alături de noi. Este o experiență deosebită prin faptul că oameni care au ce oferi pe domeniul medical, economic, educațional din Franța doresc să împărtășească și cu românii de acasă, de la noi de aici. Cei care vor fi cei mai câștigați, în opinia, cred că tuturora, sunt copiii. Da, copiii, pentru că ei înțeleg altfel acest univers, să spunem, când înțeleg că există o promisiune de a exista un schimb de experiență și noi vom căuta prin instituția prefectului și prin toți actorii politici locali să sprijinim acest demers, în așa fel încât copiii să beneficieze de o excursie, de un schimb de experiență cu conaționalii lor din Franța. Și da, este important ca să cunoaștem din tradițiile lor locale, din tot ceea ce pot oferi pe domeniul educațional. Și câștigul imediat va fi, să zicem, aprofundarea limbii franceze? Da, este un câștig și eu astăzi am încercat să-mi aduc aminte cum e să vorbesc din nou franceză. N-am mai vorbit încă din școala generală, dar într-adevăr se vede că suntem un popor latin și că franceza cumva ne este și în sânge. M-am bucurat să fiu astăzi invitat aici de către primarul Claudiu Petrișor, pentru că știu în primul rând efortul pe care îl face, nu doar pentru a asigura infrastructura convențională, drum, apă, canal, dar știu cât de mult îl interesează infrastructura școlară, știu cât de mult îl interesează actul educațional. Ori în situația în care mi-a povestit că asociația finanțează școlile din comună, nu am putut decât să mă bucur, să mă alătur acestui eveniment în drumul meu spre București, pentru că am vrut să le urez partenerilor noștri francezi faptul că sunt bineveniți în județul Bacău, faptul că sunt bineveniți în Comuna Oituz, în România, cu atât mai mult cu cât mai ales aici în comună, unde a curs atât de mult sânge în primul război mondial, probabil că ar fi curs și mai mult fără suportul francez,
și cred că este cu atât mai mult o ocazie pentru a uni legătura dintre România și Franța, folosindu-ne de astfel de lucruri poate mai mici, poate mai mărunte, dar care înseamnă atât de mult pentru comunitatea locală. Am privit cu emoție spectacolul frumos pe care copiii comunei Oituz l-au prezentat. Am văzut încă o dată frumoasele costume populare tradiționale, la fel cum am văzut dansurile și alte obiceiuri cu care ne mândrim foarte mult în județul nostru, care se bucură de o frumoasă diversitate și din acest punct de vedere. Dacă ar fi să tragem linie, cei mai câștigați de ziua de azi sunt copiii, pentru că unul vor, probabil vor fi de proiecte demarate viitoare, dar și apropierea de limba franceză. Fără îndoială, copiii sunt cei mai câștigați și acesta este și scopul principal. Este o investiție pe care o facem în generația care urmează, iar când atât de des se vorbește despre o a doua limbă străină, nu doar de prima limbă străină pe care o vorbești, sunt sigur că limba franceză, dacă nu va fi prima pentru ei, poate fi cu siguranță o a doua opțiune și până la urmă, într-o apropiere atât de mare pe care România o are de Franța și poate și pentru că în vremea primului ministru Ionel Brătianu se vorbea mai mult în franceză decât în limba română prin saloanele Bucureștiului, poate că este și asta o bună ocazie, dacă tot am făcut trimitere la anul 1917, să vorbim despre limba franceză. Suntem foarte emoționați. Asociația Mitier Umain, pe care o conduc, să întâlnim această comună cu oameni absolut extraordinari, cu copii minunați, conduși de o echipă de profesori extraordinari, în așa fel încât toată lumea este încântată și sper să putem reveni cât de des. Ne bucură faptul că ați ajuns și pe Valea Oituzului, având în vedere activitățile desfășurate și pe alte văi, respectiv Valea Zeletinului. Da, sunt 30 de ani de când asociația din 1989, asociația Mitier Umain din Saint-Leu-la-Forêt, este o localitate la 12 km de Paris. Deci este foarte apropiat. A fost anășit o comună de pe Valea Zeletinului. Am început cu izvorul Berheciului și după asta am ajutat celelalte comune. Acum sunt 5 comune pe care avem parteneriat, în așa fel încât de ultimii 10 ani ne-am ocupat de copii, am dezvoltat francofonia și acești copii de pe Valea Zeletinului au avut ocazia de 2 ori să vină la Paris și să prezinte meleagurile noastre și la ambasada română din Paris un minunat spectacol în limba franceză, tocmai pe tema Regina Maria Berthelot, tema care am avut-o astăzi aici. Până la urmă, dacă ar fi să tragem linie, cei mai câștigați și cei mai emoționați cred că au fost copiii. Asta este marea noastră satisfacție și marea noastră bucurie și pentru ce am venit astăzi este să sprijinim în continuare copilașii aceștia extraordinari, să le dăm dorința de a învăța franceză în așa fel încât să poată cu limba franceză să aibă un viitor atât în România cât și pe alte meleaguri, pentru că franceza le va deschide multe porți, nu numai engleza cum se practică. Și nu întâmplător, limba folosită în diplomație este limba franceză. Absolut, cum se știe, este franceza peste tot, dar, din păcate, engleza, cu jocurile și cu toate practicile actuale, coordinatoarele, este mai practicată, dar copiii acum, cei care învață franceza, au multe porți care se vor deschide. Așa că noi sperăm să-i sprijinim și să ne bucurăm de rezultatele lor minunate. Mult succes și felicitări pentru ceea ce faceți. Noi vă mulțumim și mulțumim la toți organizatorii
toate oficialitățile de astăzi care au făcut posibilă venirea noastră aici și sperăm să revenim cât de curând pe aceste meleaguri. Emoțiile au fost foarte mari pentru că în sfârșit am reușit ca începutul de parteneriat între Saint-Luc-la-Forêt și Comuna Oituz să înflorească prin evenimentul de astăzi. Ați văzut că sunt 24 de membri ai asociației conduși de președinta asociației, doamna Raluca Moulinier, care a fost locomotiva, de fapt, aceea, exact. Și eu mă bucur și sunt foarte mulțumită sufletește că am reușit să determin asociația să aducă prin prezența dumnealor și prin activitățile care vor fi realizate în cadrul acestui parteneriat să constituie o oază de francofonie și pe Valea Oituzului. Iată că de pe Valea Zeletinului să facă un pas așa către Valea Oituzului. Exact, exact. Deci să lărgim un pic acest parteneriat și sper că din experiența pe care am avut-o timp de 7 ani în cadrul parteneriatului cu Valea Oituzului, am învățat foarte multe împreună cu profesorii, cu elevii cu care am lucrat și succesul acestui parteneriat să fie scontat și, așa cum am spus, cheia succesului este tocmai lucru în echipă. Practic, dumneavoastră sunteți cea care, să zicem, a atras această asociație să vină către Valea Oituzului și trebuie să mai spunem că ați muncit mult. Da, am atras să vin aici pentru că eu sunt legată nu direct, ci indirect prin soțul meu care, din păcate, este undeva și ne privește de sus. Originile sunt din Poiana Sărată și din acest motiv legată sufletește am vrut să-i atrag și mai ales pentru pot să spun că aceste meleaguri sunt binecuvântate. Și de ce nu aceste meleaguri au făcut ca noi astăzi, nu, să vorbim limba română? În primul război mondial au făcut un sacrificiu suprem, au dat jertfă de sânge. Absolut, și vă dați seama că aici sunt români adevărați care și-au pus sufletul pentru cinstirea întregului nostru neam. Felicitări încă o dată și ce să zicem, spor la treabă de acum. Mulțumim, mulțumim și să știți că avem nevoie și de puterea și de ambiția de a face un parteneriat fructuos. Ne bucurăm de această zi. Este o zi specială pentru Comuna din Oituz, pentru că, așa cum spuneam și în cadrul evenimentului, cred că este prima delegație străină care ne vizitează în mod oficial. Șansa noastră este că putem să le oferim copiilor oportunități noi și mai ales că pot învăța o limbă străină, dar și noi ca comunitate să ne promovăm cu ceea ce deținem în prezent. Oituzul este o comună istorică, bogată din toate punctele de vedere. Și până la urmă i-ați întâmpinat ca să începem cu începutul cu pâine și sare, așa cum fac tradițional românii, iar tot ceea ce au văzut, mă refer la spectacolul artistic pregătit de copii, i-a încântat peste măsură. Așa este, din micile considerații pe care am putut să le avem cu ei, într-adevăr s-au bucurat, sunt impresionați de ceea ce au găsit la noi și vrem în continuare să facem, între ghilimele, o figură bună, astfel încât să audă toată Europa de noi. Am înțeles că s-a lucrat mult și că a fost un parteneriat care s-a născut mai greu, ca să zicem așa. Așa este. Cred că un merit deosebit au cadrele didactice, pentru că în spatele a ceea ce vedem noi astăzi este o muncă de o lună, două în spate, de pregătire, ceea ce nu este ușor nici pentru cadrele didactice și nici pentru copii, pentru că este ceva nou, iar atunci când intervine ceva nou, este mai greu să ne pornim. Dar cred că au pus suflet, s-au dăruit, s-au pregătit temeinic și au reușit să ofere vizitatorilor noștri o impresie bună. Oricum, felicitări pentru că ați reușit să aduceți această asociație care își desfășoară activitatea de 30 de ani în Comuna Oituz, având în vedere faptul că erau numai pe Valea Zeletinului.
Da, așa cum spuneam și cadrul evenimentului, nu mi-a fost ușor, dar cred că până la urmă Dumnezeu are grijă de toate și vom reuși să trecem cu bine. Va fi un prim pas, să zicem, astăzi s-au pus bazele unei colaborări viitoare și probabil că proiectul se va dezvolta așa cum își va avea el steaua norocoasă. Am avut o primă întâlnire anul trecut doar cu președinta asociației, doamna Raluca. Proiectul se va întinde pe mai mulți ani. Estimăm noi în 2-3 ani să se închidă acest parteneriat, după care vom trage propriile concluzii și vedem beneficiile acestui proiect. Felicitări încă o dată și spor la treabă, domnule. Mulțumim și aduc o mulțumire și pentru dumneavoastră că sunteți alături de noi. Mulțumim! Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 25 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, pe alocuri se vor înregistra verse de ploaie, mercurul în termometre urcă până la valori de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius. Miercuri 26 aprilie, cerul va fi parțial înnorat, vom avea verse de ploaie, mercurul în termometre urcă până la valori de 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.